Hai să intrăm în bunker așa cum trebuie. E o cruce acolo. Ia întoarce camera. Ne-am dat, mai am zis. Avem aici o pentagramă. Nu se vede pe lumina roșie, trebuie să aprindă. Uite așa. Asta e oficial cea mai mare și cea mai horror locație în care am fost. Bă, ce e aici, mă? Bă. Bă, nu mă lăsați pe mine ultimul, că uitați ce e acolo, ești nebun. Bă! Hei, sunt Montre și bine m-am regăsit la un nou vlog. Astăzi este vineri 13, cea mai ghinionistă zi din an și pentru că știu că v-a fost foarte dor de seria mea cu clipuri horror, în această noapte specială o să mergem în cel mai horror loc din București. Anul 2022 are o singură zi de vineri 13 și această zi este recunoscută drept cea mai ghinionistă zi dintre toate pentru că unește două dintre cele mai puternice superstiții, numărul 13 și ziua de vineri. Pe lângă celebrul film horror cu Jason Voorhees numit tot vineri 13, această zi este renumită pentru că de-a lungul timpului a adus foarte multe tragedii, crime și multe accidente, unele fără nicio explicație. O să vă citesc chiar acum câteva superstiții legate de această zi. Nu este bine să pornești la drum într-o zi de vineri 13, fiindcă riști să faci accidente. Am înțeles, e bine măcar că nu mergem cu mașina mea. Nu trebuie să-ți aniversezi data nașterii dacă pică într-o zi de vineri 13, fiindcă o să ai parte de suferință. Nu purta haine negre într-o zi de vineri 13, fiindcă altfel vei purta doliu în viitorul apropiat. Ok. Cred că am citit destul. Am impresia că lipsește ceva. Exact. Sper că vă place lumina asta ambientală roșie pe care am făcut-o special pentru acest intro ca să dea un vibe așa mai horror. Însă înainte să plecăm spre locație, nu uitați să bușiți butonul de like dacă vreți să continui această serie cu clipuri horror și lăsați cât mai multe comentarii în care să-mi spuneți unde ați vrea să filmez următorul clip și promit să le citesc pe toate și să vă dau o inimioară tuturor. De asemenea, v-aș fi foarte recunoscător dacă ați apăsat chiar acum pe butonul roșu de subscribe pentru că o mare parte din voi, cei care mi urmăriți clipurile, nu sunteți și abonați la canal. Pentru voi este doar un click, însă pentru mine înseamnă foarte, foarte mult. Și ca totdeauna v-am lăsat jos în descriere un link cu 15% reducere din partea mea pe Car Vertical în caz că vreți să vă verificați istoricul mașinii sau să verificați o mașină înainte să o cumpărați. Asta ca să nu aveți ghinionul să nimeriți o mașină cu un trecut la fel de horror ca locația în care urmează să filmăm astăzi. Un raport Car Vertical vă poate arăta istoricul și informații importante despre mașină, cum ar fi dacă a avut kilometrajul modificat, dacă a avut daune sau accidente în trecut, dacă a fost folosită ca taxi sau chiar furată. Și în caz că există informații în baza de date, raportul vă poate arăta și poze cu mașina din trecut. Acesta este un exemplu de mașină accidentată destul de grav în străinătate, care a fost ulterior adusă în România pentru a fi reparată și vândută mai departe. Din păcate, nu toți vânzătorii sunt sinceri în legătură cu trecutul mașinii, așa că vă recomand aplicația Car Vertical pentru că vă poate ajuta să nu luați țeapă. În caz că sunteți interesați, găsiți linkul cu 15% reducere din partea mea jos în descriere. Este ora 2 dimineața și sunt aici cu băieții Goguchi, maestrul foto-video din România. Salutare. Alex, salut. Georgescu și Nicu, salut. Prietenii mei din liceu. Și astăzi, pentru că este vineri 13, am vrut să le ofer și lor o experiență horror așa cum trebuie, pentru că de fiecare dată m-au certat că nu i-am dus și pe ei niciodată într-un loc horror să vadă cum e situația. Așa că astăzi am adus în cel mai horror loc din București. Chiar acum suntem într-un fel de pădure, nu știu exact unde suntem, însă noi trebuie să găsim intrarea într-un fort abandonat. Deja îi văd foarte încântați pe băieți. Murim. Ați mai fost în locul de genul până acum? Da, nu. O să le găsiți jos în descriere profilul de Instagram și toate cele, însă cred că mergeți voi primi, ca și el la primul vlog. Trebuie să deschideți calea. Băi, ești nebun! Băi, eu nu i-am o paie. Ce găsit acolo? Nu știu, dar te bagi? Mamă, arată interesant și acolo. Eu de intrarea asta nu știu. Băi, ia bagă-te. Este așa. Băi. Aici un zid. Arată interesant. Să fiu oare aici? Încercăm aici? Hai să încercăm aici. Să-ți pregătiți? Da, nu. Nu. Ok. Haideți. Bă, dar eu de ce mă țin? Hai că mă țin de crac asta. Atenție. Am înțeles. Ok. E bine. Că nu s-o opera la genunchi. Da. Asta e cel mai bine din vlogul ăsta, că nu s-o opera la genunchi. Mamă, cred că are pulici asta să mă arăt. Ce are, mă? E bine că n-ai venit în pantaloni scurți, dacă e ceva. Bă, stai mă, așa că îți mai comor. Mâine îți faci tatuaje pe ambele picioare. Tatunaje ne faci. Juliturile. Băi, tatuaj de aia cu pădure. Ce mână, ați mai fost în locuri de genul? Ce e asta, mă? Ba, aici e, bă, ești nebun. Cred că am găsit o intrare secretă. Haideți. E bine că nu miroase a cioată dacă e ceva. Ok, hai să vedem ce găsim. Hop. Nu e bine. Cred că trebuie să ne întoarcem.
Unde am ajuns, mă? Bă, unde am ajuns, mă? Nu cred că am ajuns bine. Bă, nu e bine, frate. Băi, șurcă n-a luat prin... Știam că nu e bine. Credeam că am găsit o intrare secretă în fort, însă aparent nu este aici. Trebuie să mergem prin pădurea aia și să ne aventurăm prin boscheți. Din păcate sunt foarte, foarte multe insecte, dar cred că cel mai bine le simte Georgescu, pentru că el e singur în pantaloni scurți. Vă dau poză la final. Băi, am băgat mâna în clay în pomul ăla. Bă, la mine era clay, mă. Cum, mă, hamă, bă? Am luat și lăței, am luat purici, am luat de toate, am un milion de ani. Dar nu aici. Miroase a cioată aici. Ok. Bună, te ajută. Hai să, hai să mai băgăm o pisă. Au, ce bă! Bă, mă băgam! Bă, eu nu mai zic. Băi, ne-am speriat ca ultimii proști de o pasăre, măi. Mă, ce pasăre, măi, era bubnic. Grijă la șerpi. În ce? Băi, frate. Sunt în pantalon scurt. Păi dacă tu credeai că am venit la strand, unde credeai că am venit? E cald. Băi, e bună și asta la ceva. Mai țin din macetă, a? Hai, intra doi primi. Păi unde să intru, că nu văd? Fă și tu potecă măcar, că am pantalon. Da, pui mă la lanterna. Ia, ia, vrei tu la lanterna? Da, dă-mi. Wow. Wow. Ce e ce? Hawaii ce? Bia. Și Gogu ce la prima experiență? Bine că mi-am luat șapca asta. Sunt super, jur. Ia uite la intrarea. Hai, să vedem. Ia pune pe lanternă. Ia. Pe engine? Nu știu. Spider-Man și ce pe engine stai aici? Bun, am activat și lumina roșie. Ne-am distrat până aici, însă abia de acum începe acțiunea astăzi. Pregătiți? A few moments later. Ce muzică? Ce de luci? O să cal sigur. Păi că sunt băgheată cu atât de aceștia. E de la lumina roșie. Ce faci, mă, mori? Mi-a intrat o insectă în gură fără niciun mișto. Râdeam atât de tare încât mi-a intrat o insectă în gură, pe bune. Dar uite-te ce nu știu dacă am înghițit-o, pe bune. Gen că am, uite, vezi că stai aici pentru că am lumina asta, chiar mi-a intrat în gură, gen. O să mor, nu vorbesc. Chiar am înghițit. Cui ce faci să crești pruști în mijlocul pădurii? Mamă, tu vezi pânze, mă, în casă. Păi, prin alea am intrat eu. Sunt toți pe mine, hai. Ce bine. Bă, chiar sunt. Cu lungiagul aia din mâna ta. Ce faci, mă, cu? Cu lungiagul. Ma. Le cu buta aia din mâna ta. Ai trec, mă. Mă, mi-ai aruncat pe tot tonul. Mă, ia uite, bă, să îmi bat. Mă, unde duci, mă, aici? Sunt plin de pânză de păiangă în pe față și mi se... Ia uite, ia uite cât am monstru, cât am broasca cu aripi, ești nebun. Bă, atenție la cuie. Dă, bă, Nicule aia. Nicule! Păi, da, și eu nu-mi dă... Mamă, cât a... Bă, frate, dai ce spui. Ce? Mă, ce... Bă, bă, bă! Bă! Atenție la cuie. La ce, mă? Cuie, 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 ce cuie? La cuie. Cuie, mă, aici, mă. Al cuie, mă. Băi, ce stau în cap, aș nu mamă, nu mai fac bine. Ce-a fost, mă, capul, mă, mâncați? Bă, gura ta. Vedeți, mă, ce ține întru. Unde, mă? Aici. Toaletă publică. Băi, mâncați, o oră mai târziu. Mi s-a făcut rău de la țânțarul ăla pe care l-am găsit, efectiv, mi-am vărsat plămânii până acum. Am găsit și intrarea, m-au jurat băieții până acum că i-am băgat prin toți boscheții din pădure. Sa, liniște! Ok, ok, ok. Chiar am ghițit țânțarul ăla. Băi, mi se face rău serios, deci simt țânțarul ăla pe gât, pe bune, l-am ghițit, cred că s-a văzut și pe filmare. În orice caz, fix aici, este intrarea în fort. Oh, hai să intrăm. Hai să intrăm, ce? Hai să intrăm, gen. Hai, intră. Hai. E mai interesant așa. E mai interesant, dar o mai play la aici. Bă. Ia unde ce set face. Hai, am scos. Ce lanternă, mă? Filmăm pe roșu. Observați ce frig e aici? Hai să explorăm într-un... Iisus! E o cruce acolo. Sper să fie gol fortul, pentru că mai devreme erau 7 mașini care au intrat. Sper că s-a mai eliberat între timp. Cred că a fost petrecere aici, ați văzut, erau și sticle de bere. 7 mașini pline au fost aici, în fort. Dar noi nu trebuie să ne facem griji de oameni aia, mă, frate. Noi ne facem griji de ce găsim aici. Eu așa, oameni am mai văzut. Eu fac griji de cruce asta. Care cruce? Aia. Asta? Doamne, cât de frig e aici. Ok. Eu zic să explorăm așa buncăro, cu lumina roșie e mult mai tare. Da, să explorăm. Ia uite ce bate la distanță, ia uite. E perfect. Atât trebuie să și vezi în față. Mamă, câte lumânări, ești nebun? Ce a fost aici? Ritual satanic? Direct ritual satanic aici. Dar și aici miroase a cioată. Intrarea
are formă de cruce. Uite de aici, uite fix de aici, cadrul ăsta. Da, hai să nu ne mai uităm la asta. Că... Mam. Cel mai rău e că n-am... Aolo, nu, nu. Vedeți cările astea? Eu sunt ok. Hai să mergem. Nu, bă, bă, bă. Ce merge așa de 10 oameni? Veniți? Na. Nu crede. Alta. Na. M-a vrut să-mi fac. Haide. Bă, ce ia să-mi zis să ne zic mult toate. Vă place locația? Da, place. Da, dar când plec. Pe jos sunt pungi de semințe, cutii de bere, doze. E perfect, înseamnă că a fost o petrecere destul de recent aici. Veniți cu încredere. 7 stele. Ce Burj Khalifa? Ce e aici? După. Mamă, mamă. Deci aparent aici scrie 999. Și dacă întorci camera, ia întoarce camera. Ne-am dat mai bun. Am zis. Bun, hai să mergem așa pe lumina roșie, că e mai incitant. Încă o cruce. Eu ce curajos e Georgescu. Dacă îți mai sparge o stiglă pe aici, e direct în spate. Băi, deci nu poți să filmezi deloc pereții ăștia, că sunt în jurături, dedicați și cât un ciocan pe fiecare perete. Hai pe aici. Nu. Pe aici am fost? Ce scrie aici? Am înțeles. Avem aici o pentagramă. Nu se vede pe lumina roșie, trebuie să aprindă. Uite așa. Ok. Pentagrame la orice colț. Scheleți. Ce mă aici, mă nene, cum vara te hamă? Cred că am ajuns deja la Unirii. Bă, nu se mai aude nimic. Nu mai e ecou aici. Ia. Băi, ce da. Un pic. Bă, trebuie luate niște fonduri europene să facem metro aici, aici. Ok, am intrat pe nisip. Da, deci... Cred că am ajuns la Constanța, mă. Am ajuns la Constanța. Cred că dăm direct în Mamaia aici, mă. Ce sunt punctișele negre de pe nisip? Care? Ce? Multe puncte negre pe nisip. A, gândaci. Bă, ia uite mâinile astea, mă, cățași. Bă, mâini, bă. Băi, nene, cum să le faci în halul ăsta? Ce minte bună am lăsat. Ok, hai să continuăm. Încolo. Încolo. Unde mergem? Încolo. Ok. Unde ajungem, mă? Cred că suntem deja în Berceni. E ud aici, e ce? Stai un pic, că ne pierdem. Stați un pic. Pe care ne pierdem, mă, că se pierdem de 2 litri. Au zis, hello, hello. Pe bune acum, gen, eu nici n-am mai fost atent, nu știu să ne doargem. Ok. Ok. Da, râzi, pune pe voi. Bă, aveți SMA? Avem, da, full. Am impresia că ne învârtim în cerc. Stai. Hai pe aici. Stop. Nu avem oricum, decât ne întoarcem în cerc, în spate. Păi hai să continuăm să explorăm, că ajungem noi undeva. Păi hai, cum am zis? Acolo e drumul. Hai pe aici. Cum ar fi să iau la fugă pe aici? Să mă las singur. Cred că te pierzi tu mai repede decât noi. Da, asta așa e. Bă, chiar n-am idee unde suntem, vă zic sincer că nu știu unde suntem, dar merge. Ce faci să mă apăr? Veni. Veni. De ce stați acolo? Că mi-e frică. Ia uite, aici cobor și mai mult în suteran. Ok. Mulți. Hai mă, că ajungem de acolo. În China. Hai că mai avem țin și găsim diamantele din Minecraft. Nu știu unde suntem de data asta, chiar sunt pierdut complet pe bune. Băieții vor să mă sperie. Au luat sticlele de pe jos. Alea de-au pus mâna toți drogați. Băi, gata, mă, de cât coboară să ne puneți dacă mai cobor. Cred că n-a coborât cineva în viața. Mai cobor, mă, ești nebun. Unde cobor? Unde ajungem, frații mei? Băi, nene. Thank you.
China direct la Beijing. Pe bune. Beijing. Știi că dacă aude de noi ceva, știi cum fugim pe scările astea. Poate cum fugim pe scările astea. După scările astea de le... De ce să fugi, mă, că suntem 4 aici blindați? Exact, suntem 4. Uite ce ai în mână. Hai, mă, să mergem. Hai că e bine, sper să mai coborăm un pic. Ce drăgă să acum? Ce l-am făcut? Deci fii atent ce am făcut. Am văzut că se înfundă aici, am văzut că se înfundă și eu am făcut pași cu lumina încolo, știi? Și făceam pași și când am auzit că vine, m-am întors așa cu camera. Au vrut să mă sperie până acum și le-am arătat eu cine e regele fortului. Hai să urcăm așa. Nu urc așa. De ce? Eu nu urc. Hai să urcăm așa. Eu aici rămân. Hai, mă. Bă, nu urmă acesta. Hai, stai. Mai cepește cu mine. Bă, nu mă lăsați pe mine ultimul. Că uitați ce e acolo, ești nebun. Bă! 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 Am, au 10 kg pantaloni ăștia pe mine. Stai. Nu e bine, hai acasă. Ce acolo? Haide-mă, gata. Scări. Hai pe scările astea, veniți. No. Oh. Eu zic că arată bine. Hai. Uite-o, cauciuc. Wow. Băi, gata, mă, mulțumesc, adevărat. Haideți. Nu urmă. Băi, gata. Haideți-o. Hai la pui. Hai, mă, urcă-i la avioare, rea, mă, nu urcăm noi. Cauciare mândre pe pantaloni. Ce vreau să mă, băi. Mamă, ce cald e sus! Ia uite lumânări! Ai! Bă! A ce? Vă simțiți mirosul? Liniște! Eu am auzit altceva, lasă-mi. Nu, hai să urcăm! Hai, nu, nu, miroase ceară! Bă, miroase ceară de lumânare! Da, hai înapoi! Nu e, mă! Bă, serios! Miroase ceară! Ai zis că ai simțit miros de lumânări de aici? Voi să nu faceți schema din percent să fugiți! Și cum fug! Hai, 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 hai. Ca ți-aș gura ta. Păi, pui ceva. Ce s-a auzit, mă, nu știu. Un ia. Hai, mă, să vedem ce e acolo. Intru eu. Hai. Vedeți că dacă îmi dă cineva ceva în cap, cad peste voi. Băi, se mișcă ceva acolo. Păi, eu ce zic? Păi, eu pânză de pe aia. Hai, jos, că poate și pânză de. Hai să intrăm pe bune de nou. Veniți, mă. Băi, mi-au încărcat de să amână. Nu e, mă, ok, e gol. E super ok, stați liniștiți. E gol. Ce, ce, mă? Mamă, ce? Ce-i multă? Se vede cer de aici, nebun. Ia, mă, hai că vreau să văd și-o intră. Hai, mă, dă să vedem cer. Ce, ce? Nu te rupă cu greu, e ultima dată. Da, bă, ești nebun. Ia de niște rămâne sus. E gen... Vă ascultați-mă, astea se vedeau de sus. Da. Ia, mă. Ce, mă? Eu, ok. Bă, nimic interesant. Ok, hai să coborăm. Nu, e căldură, e prea cald aici. E de la căldură, mă, de pușala mi-a ținut doar. Ia uceam pe mâini. Sunt tăiat, sunt de la copci, băi. Bă, mie mi s-a aburit camera, stați un pic. Păi, tu e dubios, că e dată camera acolo. Foarte cald. Foarte multe țigări pe jos, sticle de bere, se vede. Sticle. Vă dați seama ce petreceri sunt pe aici? Mamă, eu vreau să fiu un dictator aici. Și eu. Păi cred că următoarea petrecere o facem noi aici. Nu știe să mai ajungă la mașină, crede-mă. Am, nu știe, știu. Păi, dar voi știți? Bine, nici eu nu știu. Dar știe cineva? Păi nu știe nimeni, frate, dar... Vreau să mă știu un spray, nu mi-a dus capul, dădeam pe pereche, am fost aici. 3 grade mai la stânga. Aici văd că urcăm altundeva. Bă, noi am venit pe aici, am fost pe aici? Nu. Mă, în orice caz e bine că suntem în continuare toți patru. Da. Și nu s-a pierdut nimeni. Bine că am... Da, avem și stații. Avem și stații la noi în caz că se pierde cineva. Hai că ne mai găsim cu ele. Hai că urc eu pe acolo. Păi pe aici urcăm. Hai că urc. Păi nu. Mă, stai mă așa că noi n-am mai fost pe aici. Hai să hai să ne întoarcem, rog eu. Nu știu să zic, cred că e de urcat. Mă, durăm să foarte mult. Coada asta ești nebun. Nu ești întreg. Nu ești întreg. Ce frați buni! Deci mă lăsați pe mine singur să intru aici la satan aici, da? Noi, frate, suntem chiar în spate tot. Ok. Zici că suntem cu tine. Deci nu veniți. Păi
Păi dacă venim și noi e mult mai periculos așa. Am înțeles, dacă n-avem loc să fugim în caz de netaie, să aibă... Ok. Măcar țineți-mi și mie lanterna aia să văd și eu ceva. Dar te poți grăbi. Vrei să dă rulante? Bă, ce e aici, mă? Bă! Voi ce faceți acolo? Bine, tu? Scuze-ne, am bătut niște cuie. Ok, e blocat și aici. Aparent băieții vor să meargă spre mașină, dar... Păi ne-am uitat noi ceva în mașină, mă, da, ne-am uitat cheile de la mașină. Da, mașină. Mult succes, hai că ajungem până la 5. Sunt foarte convins. Nici nu e 3 dimineața. Curăță că s-a făcut 3. Deci este ora 3 dimineața, vineri 13. 4 fără 20, aproape. Ok, 4 dimineața. Tot facem 5 dimineața aici. Facem, da. Hai să găsim drumul spre mașină, da? Trebuie să-ți fi luat 17-18 baterii de acasă. Că noi nu mai ajung la mașină, cu cuvântul meu, deci nu exagerez cu absolut nimic. Vrei? Da. Eu aș putea să rământa de la pe aici, dar mai putem. Vreți? Da, eu vreau. Că nu vine cu voi ce voi facem, vine cu voi. Sunt curios dacă avem semnal la telefon. Ui, eu mai am un telefon? Da, l-am. Deci, este ora 4 fără 20 când am început drumul spre mașină, da? Dar știi că la tractor am venit aici, la 20. Deja? 3? S-a luat tractor. Nu mai știu, în orice caz, o să fie o noapte lungă. Noi unde mergem acum? Păi cum ne-am întors, am mers, am venit drept încolo. Fără mă, că nu-i gen, acum mergem în altă direcție. Eu țin minte că am pus mai așa, stânga dreapta, stânga dreapta, am urcat, am urcat. Nu știu, ai încolo și vedem. Eu nu mai știu nimic. Oare câte grade sunt aici? Nu știu, multe. Da, multe în jos. Sunt 7 grade maxim. Uitați-vă și voi cum arată tunelul ăsta. Lăsați chiar acum un comentariu, spuneți-mi dacă v-ați aventurat printr-un tunel de genul sub București. Cred că suntem deja sub Victoriei la ora 4 dimineața. Și vineri 13. Primii sunt toți. One eternity later. Uite, cum am luat-o lui drept dacă aici e așa. Așa. Bă, adevărat, mă, mai știți cât de cât drumul? Da, unde suntem, mă? Unde am ales, mă? Așa, așa. Acolo e o ușă, bă, unde am așa, așa. Unde, mă? Bă! Ai acolo atent, mă, de ia cu magazie. Ce asta? Asta dă afară, ești nebun. Uite, mă, ușa asta să se însă. Bă, ce e cea, mă? Să nu dea la nea la. Bă, ia vezi, fie nea. Care, mă? Are un. Dar chiar vorbim, dacă unde nu știu ce e aici. Ce e cea, bă? Aici n-am fost. Aici n-am fost. Cred că am ajuns în alt fel. Atunci când ai impresia că mai e puțin și ai ajuns la ieșire, mai descoperi un confort. Doamne, câte căperi sunt în locația asta. Asta e oficial cea mai mare și cea mai horror locație în care am fost. E efectiv imensă. Dați chiar acum un like dacă vă place lumina asta roșie și vreți să vedeți și în următoarele clipuri horror. Eu le-am spus băieților să vină îmbrăcați de scandal, cu pantaloni lungi. Pauză de pantaloni lungi, am zis. Dar, na. Scuze. Și le-am spus să-și ia niște Adidas și mai de sacrificiu. Eu am venit cu Biagio Style 2015. Style 2015, sunt cumințiți deja. La câte vloguri horror am făcut, sunt împlânziți. I-am dresat deja. Ce ai găsit acolo? Niște artwork. Aici e sala de NFT-uri, dacă vă interesează. NFT-uri? Sala de... Îmi aduc aminte de ăștia, prietenii mei. Și pentagramele le-am mai văzut. Da, uite-l, uite tot. Doamnește, cât credeți că mai avem până la ieșire? Cât e ceasul? E 4. Cât? 4. Deja mergem de 20 de minute și nu simt că ne apropiem de ieșire. Și nu se termină tunelul ăsta. Nu se termină deloc. Uite, jucărie. Am găsit jucăria. Înseamnă că suntem aproape. N-ar trebui să mai avem mult. 30 de minute maxim. Da. A, uite, ușa aia. Ce? De? Și aici, acum ea, stânga sau dreapta. În față. Cum în față, că n-o să iei niciodată ăsta? Uite aia, uite, mă. Dă-mă aici, dă-mă aici. Da. Și noi acum ar trebui să luăm încolo. Într-un final am găsit și ieșirea. Și aventura nu se termină aici, pentru că acum o să vă arăt drumul
spre mașină. Sau mai bine o să încercăm să găsim drumul spre mașină. O să-l căutăm împreună. Ia unul între în față. Nu mai merg primul. Stai, hai că știu. Dă-i înainte. Hai că se luminează. Uitați-vă la ăștia. Hai, dă-i înainte. Oh, bă, grav ești! M-am uitat, bă, fiu! Ce? Fiu! Ia, mamă, cât a insecta, dă-te că nu mai înghiți bani! Stai, bă, dă-te! Bă, da, bă! Nu mai este un... Bă, grav ești! Bă, dar nici pe aici! Păi pe unde noi există? Da, uite, bă! Da, bă, lângă pereți! Păi suntem între doi pereți! Unde am ajuns, bă, frății? Nu-i problema, că în caz că ne-am pierdut, mai puțin și e răsărițul și atunci e mai ușor să găsim. E mai bine pe lumea, zic să rămânem aici. Eu zic să rămânem aici. Hai, mă, să mergem! Mergi înainte! Mergi! Nu, n-am venit pe aici. Haide, mă. Hai, pe aici am venit? Eu zic că pe aici am venit. Bă, nu eram între doi pereți niciodată. Frate, eu am petarda asta roșie, eu sunt nebun la cap. Eu nu văd nimic. Da, mă, mie. Păi și acum, ultimul a rămas. Doamne, cât de creepy se vede. Ba, da, mă, și urcă. Lasă-mă fața ta, mă, că n-am pic de lumină, nebun. Urcă? N-ai grijă. Bă, da, se urcă. E și Goku cinci în spate, nu l-a... Da, mai bine pe aici. E super, dă-i stânga acolo, uite dealul. Dă-i. Am ieșit la... Cred că am ieșit direct la Mamaia. Ah! Oh! Bă, dă-i! Lumină, mă! Să trească măta! Dar n-am lumină, bă! S-a cineva aici. Dă-ți lumină pe picioare, repede! Ai pipi. Ia uite picioare tine. Noi ne-am ieșit, mă. În ce parte? În ce parte? Încolo, mă, trebuie să mergem. N-are. Dacă spun. Da, mă, da, e bine încolo. 100%. Am ieșit, doamne, ăsta. Doamne, mulțumim, doamne. Haideți că am supraviețuit, cât de cât. Suntem pe drumul principal, dar mai avem puțin de mers pe la mașină. Cred că mai avem un pic. Poate, nu? Un pic, cred că vreo... Ce s-a auzit? E sigur că l-ai drumul? Nu știu, dar hai să-l vezi, să-l încercăm. Hai să-l abordăm, hai. Abordează-l. Abordează-l cu arma aia. Hai. Să testăm puțin. A few moments later. Păi, de s-au mai oprit două mașini în spate cu semnele de începător și le-a dat Nicu cu lanterna direct în mașină. Le-a dat cu faza lungă. Poate făceau și ceva acolo, să dai seama să ce veniseră cu veniseră cu iubitele aici, mai retras și l-a băgat Nicu cu lanterna mașină. Nu mai văd nimic că e dacă sunt mașină. Le-a luminat calea în viață, Nicu, cu lanterna aia. Le-a arătat cum să intri în calea vieții. Băi, deci astăzi, în noaptea de vineri 13, au fost foarte mulți oameni aici. Deci înainte să ajungem noi, erau 7 mașini, deci nu vă exagerez, 7 mașini pline. 7 mașini pline. Și evident că i-am lăsat pe ei înainte. Și după am intrat noi. Am supraviețuit. Doamnește. Băieți, în mare, cam asta a fost și clipul de astăzi. Le mulțumesc băieților pentru că s-au aventurat în acest fort abandonat cu mine. Cred că ne-am plimbat cam 2 ore prin el. Este ora, cât e ceasul? Nici nu mai am telefon. 4 și 10 minute în noaptea de vineri 13. Practic am stat cam toată noaptea în fortul acesta și pe lângă el, pentru că după cum am spus, erau foarte mulți oameni. Fiți atenți, cred că mai vin și alții. Cred că s-au speriat de lumina noastră. Mașinile noastre. S-au fac și ce am făcut și noi. Da, ne-au văzut lumina și nu vor să mai intre. Uite că dau cu spate. Da. Sper că v-a plăcut acest clip. Dacă da, nu uitați să bușiți butonul de like dacă vreți să continuăm această serie de clipuri horror cu băieții și să lăsați cât mai multe comentarii în care să ne spuneți următoarea locație în care vreți să filmăm, pentru că din păcate am cam epuizat toate locațiile din București, deci trebuie să mergem prin... Ne deplasăm, nu e problemă. Prin alte orașe, prin alte țări, mergem exact acolo unde vreți voi, așa că lăsați cât mai multe comentarii și ca întotdeauna promis să le citesc pe toate, să vă dau o inimioară tuturor. De asemenea, v-aș fi foarte recunoscător dacă ați apăsat și pe butonul roșu de subscribe, pentru că o mare parte din voi îmi urmăriți clipurile, dar nu sunteți și abonați la canal. Pentru voi este doar un click, însă pentru mine înseamnă foarte, foarte mult. O să găsiți jos în descriere și conturile de Instagram ale băieților unde puteți să le dați un follow și astea fiind spuse, eu am fost Montreal, iar până data viitoare m-a bubat. Pa. Ciao.